Larisa nu zice absolut nimic. Doar când port eu o discuție cu cineva sau mă atacă sau sunt într-un conflict cu cineva, nu, lasă abia că Larisa a zis tot timpul, deci de când a început emisiunea asta și o știe toată lumea. Intervine. Larisa, eu am intervenit pentru... Cum? Larisa, dar ție nu ți se pare puțin ciudat că cred că jumătate din casa aia de la voi de acolo se îndreaptă toate către Ionuț, având în vedere că voi doi aveți relații? Mie nu mi se pare foarte ciudat. Eu m-am retras, scuză-mă. A, gata? Ce să mai îndreaptă? Când a venit rost. Cine intră în casă, bam, să bage relații. Care problema mi se pare că se face prea mare cas pe chestia asta în condiția în care eu cu Larisa chiar suntem super ok și nu avem nicio problemă. Că... Adică e un pic aiurea să vezi că un om te ignoră și tu tot să insisti. Tot să eu așa cred. Dar cine a insistat, mă? Cine a insistat? Vreau și eu să știu cine a insistat. M-am dus peste el, am tras de el, am tras de tine, Ionuț, cumva. Am insistat, am venit și am băgat. Păi nu, dar în continuare... Păi și atunci unde vezi tu insistat? Vreau și eu. Alexandra! De unde provine acest insistat? O, nu mai ești sensibilă, gata, ușor, te rog, ușor. Păi ești... Păi ușor. Mamă, iar imaginea perfectă. Încearcă să-ți controlezi vocabularul, că ești la televizor. Ești bine? Și tu, care, comportamentul. Păi eu... Comportamentul, că... Ia bine, că... tu te depășești. Hai tu liniștită, că sunt de... Vin eu la tine. Ești, da? Era hai să zic eu de unde. Abține-te. Primul rând că nu mare, vreau. Să mai mare vreau ca tine puteam să fiu tată. Abține-te. Stai. Nu vreau să mă abțin. Cum poți să mă oprești? Vezi de treaba ta acolo. Stai în bagaj. Dar vezi tu de treaba ta. Suntem aici toți, nu poți să-mi văd eu de treaba mea. Vezi tu de treaba ta, dacă vrei să vezi treaba ta. Eu am vorbit foarte serios. Adică omul ăsta vezi care are relație și tu tot continui să te bagi. Dar cum am băgat eu, mă, ce am făcut? Ce am dat? Alegeți cuvintele potrivite. Nu-s eu frustrată pe tine, nu-s invidioasă pe tine, dacă vrei să-mi spui. Asta dar râzi. Asta râzi. Eu te arăt. Ce, că zic unele chestii în față, Larisa, ascultă-mă o secundă. Când oamenii vorbesc de tine, înseamnă că însemn ceva. Calmează-te puțin. Ok, dar eu vreau să fac să înțeleagă. Iar că văd că nu înțeleg. Dacă cumva ai fi frustrată, poate ai și motiv. Mie mi se pare că mereu Larisa tace. Adică acum s-a băgat... Așa, adică n-are nicio treabă la Larisa în general. Că am purtat o discuție în camera roșie cu el, eu nu cred că i-am făcut niciun gest, eu nu cred că m-am băgat, nu m-am băgat în păi discuțiile lor, nimic. Asta, Larisa, vezi când nu ești cu el și nu gândești, efectiv. Mie nu mi se pare că s-o băgat neapărat pe mine, mă deranjează ce zice de mine, că eu de-am o treabă cu ea, că și nu am nimica cu tine, că zic unele chestii în față, eu sunt invidioasă pe ea. Că de când da, știu eu că... Ești invidioasă, am zis că ești frustrată. Nu, aici am zis ambele. Frustrată mi-ai zis sus la make-up. A fost a doua sau a treia sau a cincea, nici nu. Dar de ce zici, măi, că e frustrată Larisa? Că nu mi se pare că-l place pe Ionuț. Din cauza comportamentului ei față de mine, care a apărut fix după ce am spus că mie mi-ar plăcea de Ionuț. Dacă ar fi frustrată pentru că ar avea motive, care e problema? Dar sincer nu am motive, că nu mi-i Larisa spune de toate, de pe toate care sunt motivele. Tu nici măcar nu mă cunoșteai pe mine înainte, când ți-am zis unele chestii, când am fost de acord cu tine, atunci ai început să-mi zici că eu din cauza general, aia sunt așa cu tine. Dacă are motive, nu, că vezi că greșești. Nu știu, dar nu cred că n-am niciun motiv la ei să fie supărată pe ceva. Ea știe foarte bine ce simt eu pentru ea și ea pentru mine. Mi se pare că dacă, cum a spus și voi, că ar trebui să intervin oarecum în discuția lor, nu mi se pare bărbătesc să intervin într-o discuție de femei. Atâta timp cât e decență și nu s-a ridicat vreuna la alta să facă vreun scandal sau ceva. Nu, dar ai putea să lămurești situația, să-i spui, băi, fetiță. Bă, frate, băi, ce situație de lămurești dacă eu sunt cu fata asta într-o relație, dacă eu sunt cu Larisa? Ce situație am de lămurit? Frustrarea, eu am o problemă cu ea. Vezi că tu ești într-o relație cu ea, nu ești de multă vreme. Tu ai cerut să mergi la date cu Alexandra ca să rezolvi. Băi, sunt alte chestii, mă, Sorine. Bă, frate, dacă fetele astea mă plac, ce vină am eu că mă plac fetele? Păi nu, dar vreau să spui distanță. Acum pe bune, nu, acum pe bune, fără niciun fel de aroganță. Dar sincer, dacă, uite tu, Bianca, na, dacă te plac 5 băieți, ai vreo vină tu că te plac 5 băieți? Nu, mi-ar place. Păi logi. Și atunci ce vine? Da, e și la date-ul 5, atâta timp cât eu normal. Am avut niște task-uri. Hai să luăm un cadou pentru fete. Așa e normal, așa e emisiunea. Cu Larisa am făcut diferența, am adus altceva în plus, am simțit altceva pentru ea. E clar că eu pentru Larisa am o afinitate, nu pentru restul fetelor. Dacă fetele mă plac, ce să fac acum? Să mă duc acasă, că mă plac fete, să încep să plâng pe aici? Și sau să mă bag în cearta lor? Și de mine mor. Mă duc să le trag de estet, ce să fac? Vorbeam seara pe live, bă, nu, dragul nu ai nicio vină, adică nu știm ce să... Nu, mie mi se pare că poate indirect, poate tu nu te gândești că faci chestia asta, dar mie mi se pare că de-aia pe la moară, un pic, simt. Da, mă, dacă sunt, am și eu hazul meu, sunt și eu băiat frumos, sunt și eu, mă caută pe mine fetele, ce să fac? E doar o părere. Nu pot să mă ascund după glaură, să nu mă caute nicio fată. Da, dar asta poate fi frustrare ei, poți să te gândești. Nu, nu are cum, eu la ei sunt foarte... Nu, eu vă zic sincer, eu nu am treabă cu asta, pentru că e un bărbat frumos și eu mă aștept. Dar până să vii să-mi zici mie că sunt invidioasă, ai mai ai avut siguranță tot timpul din partea mea?
În ceea ce te privește? Aproximativ, da. Păi da, păi... Cam da. Păi când a fost vorba de dating cu Alexandra, a fost la început un pic așa. Băi, frate, ascultați-mă un pic care e faza cu dating. Ascultă-mă un pic care e faza cu dating. Dating-ul e așa, eu l-am refuzat dating-ul, da? M-am simțit prost față de toată lumea de aici pentru că am făcut chestia asta și mi-aș dori ca oamenii care mă apreciază să aibă în continuare apreciere pentru mine și îmi doream să fac asta cu Alexandra în condiția în care știam că nu se va întâmpla nimic. Păi suna obligație dacă prima oară ai refuzat și a doua oară vrei. Păi da, dar a fost un task. A doua oară vreau pentru că în camera roșie m-am jucat cu ambele fete ca un nesimțit și prin asta vreau să vă spun în felul următor. Dacă eram un fals cu voi fetelor, puteam să o joc așa până la final. Să merg din floare în floare și să mă joc cu voi cu sentimentele voastre. Eu v-am arătat oarecum în camera roșie că pot să fiu și fals, dacă vreau. Ideea e alta. Larisa știe foarte bine. Larisa, decizia la tine, știi care e treaba? Tu știi foarte bine ce simte pentru tine și cât de sincer am fost cu tine tot timpul ăsta. Dacă tu vrei să te agizi la niște chestii care nu contează absolut deloc, e treaba ta. Dar știi foarte bine ce gândire am eu și ce am vorbit noi și cum suntem noi ca oameni. Știu. Ok. Acum decizia e la voi. Și vreau și eu să adaug ceva, acum că tot a venit discuția asta. Eu oficial mă retrag din chestia asta, mi-am impus, oarecum, nu mi-am impus. E mult spus, dar atenția mea nu se va mai îndrepta către Ionuț, niciun fel de... Nici măcar date-ul ăsta nu o să-l mai accept, adică nu o să fie luat în calcul. Nu cred că se lua oricum în calcul. Nu se lua nimic. Așa, și puteți să fiți fericiți până la adânci bătrâneți. Mulțumesc! Bravo, Alexandra! Bravo, extraordinar! Alba ca zăpada, concluziona. Nu, dar mi se pare că se face cas pe niște chestii care n-au niciun sens, n-au frate, nimic. Opinii. Kinga, de ce părere că nu s-a îmbrăcat în roz? Nu cred că îi pasă atât de mult, încât da, să... Da, nu-i pasă. Se pare că strategiile tale se cam întorc împotriva ta? Unul la mână, ca e nu să fie îmbrăcat în roz, n-a fost ideea mea. Și doi, nici nu-mi pasă. Mamă, agrât! Și trei! Nu-mi pasă absolut deloc. Ia zi, băiețaș! Nicoleta! Da? Sper că tu n-ai ceva fetișuri să mă vezi îmbrăcat în roz. Nu, niciun caz. Nu aș vrea să te văd în roz. Păstrez rozul pentru tine. Culinare. Ale fetișuri culinare, poate. Deși... Cine? Nicoleta, și să gătești pentru maestru Sorin? Da, poate... știu. Normal. Ei, oricum, mie îmi place să ajut în bucătărie, așa că putem găti împreună. Da, o să vă fac un guiaș unguresc așa picant, mulțumim, cum știu eu să fac. Mulțumim, buiaș. Seretlec. Te-ai pronunțat? Fii atentă. Deci nu mai scrie asta, trebuie să-l faci până nu-l gătești. Cum o așteptăm și pe Alexandra. Cu prăjiturile alea. Cum îți place ție să se prezinte un bărbat cel mai mult, așa? Ce anume, nu te-am cum îți place să se prezinte un bărbat cel mai mult, așa? Gen la îmbrăcăminte mă refer. Care sunt culorile tale în care... Alb și negru, nu îmi place negru. Colorat. Nu prea merg toate. Așa cu stil. Pai. Așa cum ești tu, exact. Așa îmi place. Exact ca tine, adică eu. Ești perfect. Așa cum ești. Gras. Te pup. Dulce? Kinga, Sandra, regretați că l-ați chemat pe voi? Cealalt. Nu, invers, invers. Acolo, acolo. Mai aproape? Mai. Bravo, Graziela. Așa, hai. Hai că e simplu. E simplu. Așa și du-te mai aproape. Către mine. Și mai sus? Nu, da. Mai încolo. Că eu nu pot să mă duc mai aproape. Graziela, că nici nu știu. Așa. Vezi, mă, mi-ai reușitat la trecută din prima cu. Nu dau seama. Lasă că o să ne vedem face to face și o facem acolo, ok? Bun. Bye.